Experții Rospotrebnadzor urmează să verifice pregătirea producătorilor moldoveni de a livra produse alimentare pe piața Federației Ruse. Anterior, în cadrul unei conferințe de presă susținută de Vladimir Putin, în comun cu președintele țării noastre Igor Dodon, liderul rus a specificat că numărul întreprinderilor moldovenești ce vor exporta produse în Rusia se va majora. În același timp, Ana Papova, directorul Rospotrebnadzor, a declarat că specialiștii instituției federale care o conduce urmează în timpul apropiat să viziteze Republica Moldova pentru a verifica pregătirea întreprinderilor de a livra produsele în Rusia.